E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Bau! Bună, Ariciu! Ce mai e și asta? Oh, e un parc! Într-adevăr, da, am făcut un parc. Oh, bună treabă! În parc te poți distra de minune. Nu-i așa, Pandi? Bau! Încerc să te sperii! Bau! Te-am speriat? Nu! Bau! Fricosule! E rândul tău! Cum? E rândul tău să mă sperii! Bau! Nu ești deloc înfricoșător! Poate că Ariciu nu știe cum să te sperie. Mai întâi te ascunzi și apoi bau! Aha! La la la, la la la, oh! Ariciule! Bau! Bau, bau, nu e bine! Ariciule, ești în spatele copacului! Te-am văzut din prima! Dar eu nu te văd pe tine! Nu te prea pricep la asta! Încearcă din nou! Ariciu, trunchiul copacului e prea mic, nu e loc de ascunziș. Caută ceva mai mare. La la la, la la la. Ai fost grozav, Ariciule! Ai reușit! Am speriat! Nu, copacul tău! Vai, ce-am făcut! Nu mai arată a copac, arată ca un tufiș. Tufiș? Tufiș! Bau! Bau! Oh! Tufișurile sunt destul de mari pentru ascunziși. Un loc numai bun pentru Ariciu și Pandi. Bau! Tufișurile, unde sunt prietenii noștri? Ne ascundeam! În tufișuri! Arbuști! Un copac, un tufiș, un arbust, un minunat frunziș. Rădăcini tulpini au toate, o întreagă varietate. Multe plante sunt pe lume, fiecare are un nume. Și au crengi subțiri sau groase, frunze, spini sau flori frumoase. Am făcut un tufiș. Acum sper că v-ați dumirit. Copacul are un singur trunchi, în timp ce tufișul are mai multe tulpini care se pot extinde diferit. Către cer ele se întind, pe pământ se extind. Rădăcini tulpini au toate, o întreagă varietate. Unele au forme minunate. Haideți să avem grijă de toate. Programul.
noștri au găsit un nou joc și au planificat toate jocurile. Bună, Pandi! Vrei să afli ce veți face acum? Bună! Așa e! Salutare! Salutare! Bună ziua, dragii mei! Luăm masa, un prânz delicios! Să dormim! Dar eu nu vreau să dorm! Eu vreau să mă joc! Dar cum rămâne cu planificarea? E mai bine! Ce urmează? E timpul să ne jucăm! Așa scrie aici! Să mergem! Milu, la o parte! Oare au adormit amândoi? Da, au adormit. Nu vrei să dormi și tu, Pandi? Cine, eu? Nu. Ei bine, băieții par foarte obosiți. Haide să-i trimitem la culcare. Poate spune când este momentul să ne odihnim și când este momentul să ne jucăm. Programul. Voi doi, aveți un plan pentru astăzi? Da! Fă-ți un plan de dimineață. Haide, spală-te pe față. Mergi la masă? Ieși din casă? Ne jucăm, apoi mâncăm. După prânz mergi la culcare. Dacă dormi, vei crește mare. Îți faci patul și ești liber să te joci. Te joci minunat, minunat. Te-ai organizat, ai atâtea de făcut. Minunat, minunat, totul planificat și programul e știut. Pare un program important, Pandi. Ce este? Păi, dacă respectăm programul, o să avem timp pentru orice, mai ales să ne distrăm. Ura! Dacă faci un efort, mega fort, ziua e ca un tort, ca un tort. Luăm pe rând câte o felie, ziua e o bucurie. Sigur te vei minuna. Este simplu să faci planul. Uite așa, așa. Minunat, minunat. Te-ai organizat, ai atâtea de făcut. Minunat, minunat. Totul planificat și programul e știut. Baba Oarba. Bună ziua, copii! Salut! Ce puneți voi la cale? Țopa se ascunde. Grohii îl caută, înțeleg. Copiii se joacă Baba Oarba. Da! Cu ochii închiși! Eu sunt! Mă gândi! I-am prins! Țopa, acum e rândul tău! Ce s-a întâmplat, Țopa? Nu vrei să te pui? Grohi, ia spune-mi, ție ți-a plăcut să fii orbul? Da, mult! Țopa e
fin? Aha, chiar e fin! A? Două! Începe! Țopa, acum tu o vei căuta pe Grohi? E un puișor, e pufos, iar Grohi e fină. Grohi e fină. Fină, pufoasă, încă o dată. E pufos, nu e Grohi. Așa e, Țopa. Nu e Grohi, nu e Grohi. A? Este pufos, e Grohi. Nu, Țopa, nu e Grohi, e un ou. Un ou? Fiind pufos? Bine, e foarte pufos. Nu m-a prins. E pufos, e mare. Nu este Grohi, sunt eu, un ursuleț de peluș. Pot să te mai dărgând. Asta e, Țopa! Bravo! Acum e rândul meu! Cine ar fi crezut că Baba Oarba e un joc atât de distractiv pentru copii? Pufos și fin! Fin! E pufos! Vreau să pipăi tot aici! Lucruri mari și lucruri mici! Și să simt cu degete senzația! Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Va fi tare distractiv, da, vei vedea. Să atingeți o pisică și rățușcă mititică, iar apoi un cățeluș tare blănos. Blănos. Și testoasa cea rapidă, locuri mici tip coromidă. Prin mânuțe vei simți tot ce-i frumos. Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Și să simt cu degete senzația. Vreau să pipăi tot aici. Da, da, da. Lucruri mari și lucruri mici. Da, da, da. Va fi tare distractiv, da, vei vedea. Pe pufosul e muraș, pasărea cu-al ei pe nas, și pufoasa floricică de pe câmp. Da! Pe țestoasă stăm pe spate, cu cănuțele de lapte, cu mânuța poți simți ce atingi în gând. Cu mânuța poți simți ce atingi în gând. Secretul. Bună, Ariciu! Bună! Ariciu, ia spune-mi, ce faci tu aici? E secret! Secret? Wow! Am nevoie... Vin imediat! Unde e? Unde e? Așa. Bună, Pandi! Bună! Ce e asta? Trebuie să recunosc că nu știu. Ariciu lucrează la ceva în secret. Astea sunt? Sunt mere! Crezi tu că sunt mere? Nu sunt prea mari pentru a fi mere? Atunci astea sunt 1, 2 3. Da, par a fi pepeni. Sau acestea 3 sunt mingi. Dar ce ai modelat tu acolo, Pandi? O amidă.
Atât de mare? Am mâncat prea mulți pepeni. Și probabil te va mânca și pe tine. Nu-i adevărat. Nu e o omidă. E un om de zăpadă. Ce mai om de zăpadă, Ariciu? De ce este verde? Păi, plastelina albă s-a terminat. Ariciu, ești un adevărat artist. 1, 2 3. Cât de interesant este să faci forme din plastilină. Numărul 3. Un, doi, trei, patru, cinci. N-are rost să te complici. Numără să te implici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Haideți toți să nu mai stăm, să învățăm să numărăm. 1, 2 sau dacă vrei, poți începe de la 3. Am 3. 1, 2, 3, 3. Ariciu, câte cărți ai? 1, 2, 3, 3 cărți. Minunat! Să vedem ce scrie în ele. 3 pisici, 3 elefanți, 3 purcei mult prea curați. Când Ariciul s-a așezat, de 3 ori astronutat. 1, 2, 3. Hai, Dora! Haideți toți să nu mai stăm, să învățăm să numărăm. 1, 2 sau dacă vrei, poți începe de la 3. Piua. Bună, Țopa! Se pare că te distrezi astăzi. Bună! Da, ne jucăm leapșa! Bună! Te-am prins, gata! Acum tu ești! Sunt prima în casă! Nu mă poți atinge aici! Piua în casă. Asta nu e o casă. Ba e, e o casă pentru pești. Iar eu sunt un pește. Milu are dreptate. Peștii chiar trăiesc în apă, Țopa. Aha. Da. Așa e! Chiar arată ca o căsuță pentru păsărele. I se spune cuib. Aha! Acum te-am prins! Nu poți să-l atingi pe Ariciu!
Ați jucat o leapșa distractivă și ați învățat despre diferite tipuri de case. Foarte bine! Animale și casele lor. Copilași, ce construiți? O casă! E pentru prietenul nostru! E o gaură în copac. Vivirița stă acolo, lângă un cuibar cu păsări. Puișor, ieșiți din ouă. Iar mai jos e ursul brun. În bârloc, el e stăpân. Nu, nu-l deranjați, vă rog, nu, nu-l deranjați, vă rog. Ca să doarmă buștean. Cine locuiește în vizuină? Iepurele, vulpea, ursucul. Și cine locuiește în mare? Și peștii și balenele. Și cine locuiește în grajd? Calul! Cățelușul stă și latră în colibă-i minunată. Șoricelul are tunel la săpat, chiar el. Mușuroiul de furnici din pământ e ridicat. Iar cu melcul nu te pui, iar cu melcul nu te pui, are în spate casa lui. Iar cu melcul nu te pui, iar cu melcul nu te pui, are în spate casa lui. Exact! Căsuțe. Bună ziua, copii! Bună! Construiesc o căsuță! Și eu! Bună! Oh, căsuțe! Copii, o să le puneți și acoperiș căsuțelor voastre? Acoperiș? Și seamănă mult cu un acoperiș. Ura! Am acoperiș! Și eu am acoperiș! Mulțumim! Milu? Ce vrei să faci acolo, Milu? Mai multe triunghiuri! Poate ai vrea să-l plantezi în pădure? Pădure! Ce căsuțe frumoase aveți în pădurea asta, copii! Mulțumim, Milu! Bravo vouă! Triunghiul. Milu, ce formă ne vei prezenta astăzi? Triunghiul! Un triunghi pe o căsuță și căsuța e drăguță. Vântul ajunge la casă, alt triunghi o protejează. Vântul ajunge la casă, alt triunghi o protejează.
barcă cu pânze. Un triunghi indicator. Triunghiuri fanioane. Triunghi! Iată triunghiurile! Este un triunghi? Triunghi. Soarele. Bună dimineața, Ariciu! Bună dimineața, Grohi! Bună dimineața! Nu e o dimineață bună, nu e soare deloc. Așa este, Grohi. Nu vrei să-l desenezi tu? Să-l desenez? Ariciu, ai găsit creionul galben. Mulțumesc! Da! Mulțumesc! Uite! Cum ți se pare? Da! Este o pată frumoasă. Asta nu e o pată! Este soarele! Grohi, ia spune-mi, tu crezi că soarele tău arată ca o pată? Soarele nu arată așa. Da, Ariciu, soarele nu arată așa. Este rotund, precum ceasul. Sau ca o farfurie. De Ariciu. Un nasture este rotund. Se rostogolește! Copii, vreți să ne jucăm de abracadabra? Ariciu, stai pe nasture. Și tu, Grohi, desenează conturul. Soarele este rotund și dimineața e frumoasă. Bună treabă, copii! Bună! Bună! Rotund. Bună! Bună, Grohi! Ce e asta? Este un rotund. O farfurie. Așa arată o farfurie? Rotundă. Ia privește în jurul tău, cerc, cerc, cerc. Tot ce te înconjoară e cerc, cerc, cerc. Tot în jur este rotund, cerc, cerc, cerc. Doar aruncă o privire. Farfurie, ceasuri multe, o gogoașă delicioasă, nesturei și roți de bicicletă peste tot. Tot în jur este rotund. Ce?
cub. Bună! Bună! Bună ziua, copii! Ce veți face astăzi? Voi construi un vapor cu aburi! Cele roșii sunt ale mele! Iar eu voi face o casă albastră! Un vapor roșu și o căsuță albastră. Minunat! Dă-mi aia! Tubul ăsta e pentru vaporul meu cu aburi! Na-a! Tubul e pentru căsuța mea! Cum veți rezolva problema asta? Al cui este tubul? Nu știu! Poate ar trebui să aflăm mai întâi ce culoare are tubul acesta. Știm? Aha! Nu e roșu! Nu! Nu e albastru! Nu! Galben? Nu! Verde? Nu! Nu e negru! Și nu e alb! Ce culoare e asta? Cred că tubul e un pic albastru și un pic roșu. Un pic roșu? Este mov. Culoarea mov e a ta. Corect! Este mov. Al cui este tubul ăsta? Al tău. Nu, al tău. Și cum faci? Uite! Casa cu tub și vaporaș cu tub. Ce tuburi mov frumoase! Mov! Ce s-a întâmplat, Ariciu? Am nevoie de niște vopsea mov! Grohi, Țopa, îl ajutați pe Ariciu? Și împreună albastru cu un roșu aprins și prea frumos. Rezultatul nu e rău, chiar că pare delicios. Da, 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 ce culori vom prepara? Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Iată, culoarea mov ne va încânta. Țopa, aceasta este o stea? Nu! Nu e o stea? Dar atunci ce este? Iariciu! Chiar eu? Chiar eu sunt? Iariciu, văd-o din spate! Sunt o stea! O stea mov! Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Hai să amestecăm acum culorile. Mult albastru, roșu mult, te vom învăța un truc. Și culoarea mov ne va încânta. Și culoarea mov ne va încânta. Culoarea mov! Caracatița. Bună ziua, copii! Bună! Salut! Bună! Ce desen frumos! Și Grohi s-a desenat foarte frumos! El este prietenul nostru, o caracatiță! O să-i facem o vizită cu un cadou! O, nu! O, nu! Da, vopseaua a lăsat urme și trebuie să te speli pe mâini. Uh-huh.
Eu nu o să mă spăl pe mâini. Vreau să fiu frumoasă. Dar, Grohi, dacă pătez pe cineva... Nu o să pătez. Bine, dacă nu o să murdărești pe nimeni, merge așa. Bună! Salut! Asta e pentru tine. Bună! Wow! Toate aici sunt așa de frumoase! Wow! Uită-te la astea! Sunt frumoase! Foarte frumoase! Oh! Ah! Oi, oi, oi! E în regulă, o să o spălăm. Spălăm? Eu mă spăl pe mâini. Repede, copii. Bravo, Grohi! Te-ai spălat singură pe mâini și ai spălat și caracatița. Acum? Totul e curat! Să ne jucăm! Caracatița! Ura! Ne spălăm pe mâini. Grohi, ce trebuie să faci după o plimbare? Să mă spăl pe mâini! Foarte bine, Grohi! Ne-am jucat și aici și afară, cam de toate am apucat. Iar acum, copilașii, am mâini bune de spălat. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Am mâinile uscate. Eu și mai uscate. Tare, 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 tare foame, prieteni buni. Până nu te speli pe mâini, nu primești vreun papa bun. Rezolvarea care e? Rezolvarea care e? Ne spălăm mânuțele. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Palmele frecăm, frecăm și degețelele. Murdăria să dispară, să dispară toată. Pălăria vrăjitorului. Bună ziua, copii! Bună! Ne-am murdărit de tot. Și acum ce ar trebui să facem? Să ne spălăm. Peste tot? Peste tot. Milu, nu ar trebui să te speli pe cap? Nu am să mă spăl pe cap. Dar de ce? E ud și e cu spumă. Așa, și îmi intră în ochi și în urechi. Nu vreau. Milu! Vrei să te joci? Să mă joc? Da. Stai jos. Stai așa, așteaptă puțin. Închide ochii. Pot să-i deschid? Pot? Încă nu, stai o clipă. Bine, deschide. O adevărată pălărie de vrăjitor.
Ce poate face țopa? De toate! Închide ochii! Gata! Sunt un iepuraș! Un iepuraș? Vrei să fii ariciu? Da! E timpul ca toți micii vrăjitori să-și dea jos pălăriile și să se ducă la culcare. Dă-o jos! Cu apa magică! Cu apa magică? Hai! Închide ochii! 1, 2, apa magică! Bravo, Milu! Apa magică ți-a dat jos pălăria, iar acum părul tău e curat și frumos. E timpul să mergeți la culcare. Da, porni! Eu primul! Noapte bună! Vise plăcute! Iar acum vă spun noapte bună, mici vrăjitori! Spălatul pe păr. Ia spuneți-mi, ce veți face acum, copilași? Ne spălăm pe păr! O mulțime de motive ca să ne spălăm pe cap. Ne spălăm pe păr, pe față, apoi ne băgăm în pat. Bule de săpun, bule de săpun. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Oh, ce drăguț! Milu, tu ești o floare? Iar florile trebuie... Trebuie udate! Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. După ce se vor usca, va străluci tot părul. Balerinele. Bună ziua, fetelor! Sunteți balerine astăzi, așa e? Da! Și avem și asta! Ce frumos a dansat micuța balerină! Nu e atât de ușor să-ți păstrezi echilibrul, nu-i așa? Oh! Ce fete deștepte! Ați învățat să stați într-un picior! Da! Acum cu siguranță veți învăța... Să ne menținem echilibrul! Echilibru!
Minunat, fetelor! V-ați ajutat între voi și ați învățat cum să vă mențineți echilibrul. Echilibru. Vrem acum să dansăm, în balerine să ne transformăm. La început de drum, încearcă acum echilibrul să ți-l păstrezi. La început e mai greu, exersează. Stai într-un picior de bază. Vom dansa și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Pam, pam, param. Pam, pam, param. Linia îngustă o vom traversa. Nu vom cădea, nu vom cădea. Și pe bârnă mai siguri vom sta. Nu vom cădea, nu vom cădea. La început e mai greu, exersează. Stai într-un picior de bază. Vom dansa pe ritm și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Vom dansa pe ritm și o să reușim. Într-un singur picior ne învârtim. Miau? Ham! Bună, Țopa! Bună! Ce mustață frumoasă! Cine vei fi astăzi, Țopa? Voi fi un animal! Și ce animal are mustăți? Ce e acela? Țopa, acela e un câine! Câine! Câinilor le place să roadă un os și să se joace cu bețe. Și aceasta? Și aceea e o pisică. Oh, wow! O pisică! Pisică! Sunt o pisică! Da, Țopa, exact așa. Ham! Țopa, ham! Stai puțin! Ham! Ham! Unde pleci ham! Așa grăbit? Ham, 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 ham! Ham! Ți-e foame! Bună! Ham, 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 ham! Te joci? Ham! Aport! Ham! Haide, haide, haide! Ham? Uite, ia un os! Haide! Nu vreau să mă joc așa! Nu vreau un os! Sau un băț! Dar tu ești un cățel! Eu sunt o pisică! Ham! Țopa, pisicile nu fac ham! Atunci cum fac? Câinii spun ham! Iar pisicile spun... Copilași, ce anume spun pisicile? Miau! Miau! Pisicuță drăguță! Iar pisicuțelor le mai place să se joace cu gemăcoace de hârtie. Miau! Miau! E mai interesant să te joci când înțelegi joaca. Acum copiii știu asta. Cum vorbesc animalele? Vaca spune muu! Gâsca face ga-ga-ga. Muu! Pisicuței îi e foame. Miau! 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 Cățelușul vrea mâncare. Ham! 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 Cântecul cocoșului. Cocorino! Și mama vițelului. Wow! Animal!
copii? Acum! Miau! O pisică? Da, pisica! Spune miau! Rrr. Un leu mare? A-a. Un tigru? N-a. Un cățeluș? Stă pe o cracă. Cra, cra, cra. Mielul iarba o încearcă. Be, be, be. Cucul zboară azi sau nu? El tot spune zec, cucu. Cucu! Animalele, ce tu spun? Spuneți copii, acum! Animalele, ce tu spun? Spuneți, dragi copii, acum! Macara. Bună, Țopa! Unde te grăbești? Salut! La Pandi și Grohi! Eu le duc înghețata! Atunci grăbește-te să nu se topească! Așa. Bună. Uită-te, Țopa, la macaraua mare a lui Milu. El te va ajuta să duci înghețata. Vrei să te ajut? Nu. Macaraua ta e prea înceată, iar eu mă grăbesc. Nu e înceată. Ce blocaj mare avem! Nu pot trece! Cum vom reuși să eliberăm drumul? Înghețata se topește! Nu se va topi dacă găsești pe cineva cu o macara să te ajute! Da! Milu! Da! La treabă, copii! Trebuie să vă grăbiți! Ce muncitori harnici sunteți! Ați făcut un lucru minunat împreună! Mulțumesc, Milu! Mulțumesc, Macara! Haide cu mine! Dar sunt încet! Dar ești puternic! Milu, mă ajuți? Macaraua e un vehicul bun! Transport terestru. Țopa, ce numim noi un transport terestru? Vehiculele care călătoresc pe pământ. Vrum, vrum, vrum. Mașinuțe, camioane. Vrum, vrum, vrum. Roți și frâne și multe claxoane. Asta este, suntem terestre. Un autobuz cu mulți copii. La, 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 la. Unde merg ce vor sărbătorii. La, 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 la. Și o basculantă mult prea grea. Oare ce va transporta? Copii, știți de ce avem nevoie de mașini? Să călătorim! Să construim! Să ne întrecem! Și ce le trebuie mașinilor? Cauciucuri, roți, șofer! Ăsta este mijlocul meu de transport! Un cal? O caleașcă! Pentru că sunt o prințesă! Brum, brum, brum! Mașinuțe, camioane! Brum, brum, brum!
Ne numim vehicule terestre. Asta este, suntem terestre. Și un scuter este mai rapid. Nici nu vezi când te-și depășit. Ele sunt transport terestru, toate sunt transport terestru. Ține minte, așa se numesc. Ține minte, așa se numesc. Pentru asta sunt prietenii. Bună, Țopa! Bună! Strugurele astea e tare! Wow! Este și greu! Nu este un strugure, Țopa, e o piatră. Nu trebuie să o mănânci. Cel mai bine ar fi să o arunci. Nu! Cred că am să mă joc cu ea! Bună, Pandi! Salutare! Nu poți ajunge la ațe? Nu! Ce e de făcut? Nu știu cum să te ajut, Pandi. Știu eu cum! Mulțumesc, Țopa! Ha-ha! Da! Este piatra mea! Este foarte tare! Bună, Ariciu! Ce se petrece acolo? Salutare! Uite, roțile nu se mai învârt. Mulțumesc, Țopa! Nu trebuie să mulțumești! Mulțumește-i pietrei! Bună, Grohi! De ce ești tristă? Salutare! Desenul meu s-a îndoit. Ha-ha! Fii atentă! Oh, Țopa! Mulțumesc! Ha-ha! Ce piatră folositoare! E foarte fină! A, nu! Acum e murdară! Țopa, piatra ta a ajutat pe toată lumea. Mă bucur foarte mult că ai ales să o păstrezi. Da, e o piatră uimitoare. Dar e singură. Pietre! Multe pietre! Sunt atât de multe! Fiecare poate avea una. Bună treabă, Țopa! Tu și piatra ta ați fost de mare ajutor astăzi. Piatra. Țopa, din ce e făcută prietena ta? E din piatră! Piatra este foarte dură și din ea am construit case mari și rezistente, ziduri de nebiruit. E prietena noastră piatra, peste tot împrejur e piatra. În pereți și în sol este piatra. Și Pandi și Ariciu au pietrele lor. Pietrele pot fi găsite în toată lumea. Unele sunt foarte grele și mai toate sunt foarte tari. Pandi, cum e piatra ta? E grea! A mea e tare ca piatra! Piatra este foarte dură, este greu de ridicat. Dacă o arunci în apă, imediat s-a afundat. Este grea, bulbul, piatra mea, bulbul, și în lac s-a scufundat. Construim o piramidă, multe pietre adunăm, un oraș din cărămidă și castele înălțăm. E prietena noastră piatra, peste tot e numai piatra. În pereți și în sol este piatra. Versiunea limba română a fost dublată studiourile Fast Production Film. Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele.
Abonează-te la canalul Tralala pentru mai multe desene animate educative și cântecele nostime.